trei TikTok-uri univers. În tendință, da, nu așa în tendință. Deci mai pot. Cam trei TikTok-uri univers ca să intru în clasament. E greu până la mare, da. Ai copil, da. Da, iubirea mea, zis, mănânc sufletul. Hablas español un poco. Español, perdón, un poco. ¿Qué tal, mi amigo? Un grito. Un grito. Te faci bine. Nu, la te pupibito. Am obosit, fac și pe mine. Da, iubire. Spune-mi sufletul. E diferență între... Da, exact. Unde te pup? Știi pe Nicoleta Călin? Nu știu. Bună, fată. Bună, iubita mea. Eu tu aici am trebuit treaba. Hai că e de bine. În bucătărie. Mai am la vase. Ia. Hai să spunem și vase. Să-ți mai trebuie să vă mulțumesc. Era să grazie. Hai să șterg praful. Am șters pe aici. Deja am șters, nu știu, am intrat târziu. Și îl șterg în dormitor, dacă n-am terminat. Încă n-am ajuns în dormitor. Mamă, trebuie să spun asta de vopsea. Stai așa, că s-a luat la urmă. Să-ți trească, mulțumesc, mulțumesc, să vă trească copiii și iubiți, mulțumesc de special. Quanto state? Tres. Uno, dos y tres. Hola, hola. Ușa trebuie ștersă. Iubita mea, să știi că nu o poți șterge, de e jale cu ușa. Uite, și voi sunteți mămici și poate și vouă vă place. Vă place să mă vizionați, că știu că sunt foarte multe mămici care chiar le plac... Le place lor să mă urmărească și le apreciez pentru chestia asta. Să știți că nu e chiar așa ușor să fii... Bine, nu mă pot numi creator de conținut pentru că nu fac un anumit conținut. Dar e foarte greu să stai atâtea ore pe live-uri și să... E foarte obositor, nu neapărat greu. Că pe live trebuie să fii tu însuți, înțelegi? Trebuie să fii tu însuți, mereu. Pentru că lumea astăzi apreciază gen sinceritatea. Bine, unii, nu toți. Dar cele care mă urmăresc pe mine, cel puțin, sunt de păstrile tine, așa. Hello. Să vă trăiască băiatul, mulțumesc de soțel. Uite, cine? Dar te obligă cineva să faci live-uri? Uite, proști, ca de exemplu. Dar tu de ce ești pe live-ul meu? Te întreb așa, de curiozitate. Dacă e greu. Dacă e la muncă. A fost și la muncă de-a mea să-i copacile, să-mi vadă ciorul. Cred că o adolescentă așa ca mine... Am 18 ani, vreau să vă spun ceva, am 18 ani. Și la vârsta mea am și născut, am fost și însărcinat, am dus și sarcina, am crescut și copilul, are și un alt copilul meu. Și gândiți-vă, am fost și gravid de la servici. Și aveam 16 ani. Când eram gravidă. Ce fată de 16 ani. Sarcina muncă și gravidă plin. E greu, frate, pentru că eu nici măcar nu eram dezvoltată. În totalitate. Și uite că mă descurc. Și nu-mi plâng de milă. Părinții mei nu mă susțină. Gen, dacă te referi din punct de vedere financiar, nu, mă descurc singurică. Și de la vârsta mea mi-am făcut și căsuța mea, așa cum e ea, cu pumni în pereți, cum e ea, așa... Cum spuneți voi, ca de casa, pe mine e făcută de mâna mea. Și e făcută de înainte să... Aveam 15 ani când am făcut casa asta, curăț. Și da, m-am dus la muncă ca să fac casa asta. Și eram gravidă când am făcut casa asta. Ca să înțelegeți. Ce bună energie. Bloc, bloc.
De ce e gaură? Mai e una, dar i-a stupat. Nervii trebuie să-i... să-i... să alugăm nervii. Și nu e greu. Nu e pe cineva, bă, dar am soțul care mă susține și mă ajută. Dar totuși... vreau să spun că nu e așa de ușor. Dar totuși lumea vine pe aici și comentează prost. Nu. Să nu ajungă pe la telefon. Nu, e regulă, cred că nu ajunge. Părinții tăi vorbești, nu prea vorbesc. Cu mama vorbesc, dar nu mă susține niciunul gen. Nici măcar cu o vorbă, nu e vorba de bani. O, tu fac niște amblând, m-a vopsit. Dar fiecare cu familia lor, nu e vorba de socri, nu e vorba de mama, nu e vorba de tata, nu e vorba... Trebuie să ne... Atâta timp cât am făcut un copil, cred că suntem capabili să ne întreținem și singuri. N-avem nevoie de susținerea nimănui, știți? Ți-ai asumat, frate, mi-am asumat, frate, când am făcut pasul ăsta, mi-asum că mă descurc și singură. Dacă nu erau socrii mei, ce făceam? Dacă nu era mama cu tata, ce făceam? English, yes, I do speak English. Ce te interesează? Ce găuri în pereți, de nervi. Da, știu, iubita mea. Vă mulțumesc tuturor. Am avut întrebări. Chiar sunt foarte multe întrebări. Deranjante, pot să spun. Dar lumea e curioasă, știți? Și nu știu cum o să-și dea lumea seama că curioși mor repede. Bravo, ai făcut. Bine ai făcut. Bravo! Spăl acum cu apă rece și mi-am înghețat mâinile, așa că... scuzați-mă. Stați să mă vedeți în vară, când mă apuc de casa mea, să vedeți atunci invidie, fetelor, cele care mă urmăresc pe mine. Că voi știți mai multe, cele care mă urmăresc pe mine, știți mai multe ce planuri am eu pe viitor. Stați să vedeți atunci hate la greu. Acum e un nimic a toată, dar ce va fi atunci, nici nu vreau să mă gândesc. Aoleu.